Este o vreme grea astăzi care o trăim, dar nu ne dăm seama pentru că diavolul e atât de șiret încât ne fură ochii. Și vreau să-ți spun astăzi, tu care mă asculți, poate ești pe banca adunării de 20, de 30 de ani, poate predici la anvon Evanghelia cu atâta râvnă și în spatele acestei lucrări, ieșind afară de pe ușa bisericii, faci lucrarea diavolului și te porți cu o neobrăzare față de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că asta ceea ce se întâmplă astăzi în zilele noastre, astăzi trăim lucrurile acestea și nu observăm bine cum diavolul ne poartă ca pe niște marionete. De ce? Pentru că nu suntem călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. N-are importanță diavolul cu ce foc predici tu în adunare. N-are importanță cum zguduie amvonul acela. Pe diavol îl interesează ieșind de pe ușa bisericii. Ce vei face? Vine Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 3 și vă rog să fiți foarte atenți. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Astăzi se întâmplă lucrurile acestea, suntem călăuziți fără să ne dăm seama de firea noastră pământească. Firea pământească, dacă te conduce, tu crezi că mergi pe un drum bun, dar mergi pe un drum greșit. Sunt două categorii sau două persoane care ne călăuzesc, firea pământească și Duhul Sfânt. Puneți astăzi o întrebare, de cine ești călăuzit? Dacă ești călăuzit de Duhul Sfânt, îl înțelegi pe ăla căzut din adunare. Dacă ești călăuzit de Duhul Sfânt, te duci și-l cauți pe ăla zdrobit, te duci și-l cauți pe ăla care nu mai are nicio speranță, nu stai nepăsător, nu te arăți că tu ești un mare predicator, ești o mare cântăreață, un mare, eu știu ce mai ești, vestitor, un mare proroc și tu stai pe dreapta și nu te interesează nimic, doar să scoți persoana ta în evidență. Fraților care aveți darul de a predica, frații mei care aveți darul de a proroci, amintiți-vă că darurile aceștia nu v-au fost întrebuințate pentru voi. Darurile acestea v-au fost întrebuințate spre folosul altora. Nu să arătăm ce persoană suntem noi. Pentru că mă uit în Biserica lui Hristos în anul 2022, mai este câteva săptămâni și intrăm în anul 2023 și mă uit în ce vreme grea, în ce vreme periculoasă trăim și nu se întâmplă și nu se împlinește Scriptura cu noi. Vorbea Pavel în Timotei și spunea că în vremurile din urmă unul se vor lepăda de credință. Auzi? Te-ai și lepădat. De ce? Să te alipești de duhuri înșelătoare. Și tu nu-ți dai seama că te-ai lepădat, dar tu te-ai lepădat de credință fără să-ți dai seama că trăiești și faci păcatul care este nelegiuire și este în favoarea lui Satan. O, Doamne, ajută-ne să ne trezim astăzi. Avem nevoie, Doamne, de trezire spirituală. Pune noi aceste gânduri, Doamne, să ne trezim. Deschide-ne ochii spirituali, Doamne. Deschide-ne Evanghelia în față să înțelegem care este voia Ta, Doamne. Că ne-am prea dus la vale, Doamne, și păcatul ne-a prea dominat viața. O, Iisuse, ajută-ne, Doamne, să stăm la îndemână. N-ați vrea să vă schimbați viața, n-ai vrea să-ți faci un inventar în viața ta și uită-te în spatele trăirii tale și spune, Doamne, ce am făcut, fă-ți inventarul și socotește-te bine câte greșeli ai făcut înaintea lui Dumnezeu, socotește-te bine cum cârmuiești, cum stai în biserică, ce faci în biserică, ce faci când ai ieșit din biserică, pentru că într-o zi Dumnezeu va deschide o carte a faptelor și cartea aceea a faptelor va vorbi în locul nostru. Să știți că noi la judecată nu vom vorbi nimic. La judecată va vorbi cartea faptelor pe care Dumnezeu ne-a dat-o și care noi am scris-o. Noi am scris-o cu faptele noastre. Tu ai scris cartea faptelor. Este scrisă de tine. Pentru că tu ai săvârșit acele fapte. Tu și eu, noi ne-am scris această carte. Nu ne-a scris-o Dumnezeu, noi cu mâna noastră ne-am scris-o. Prin trăirea noastră și prin purtarea noastră. Fraților, este vremea trezirii. Acum diavolul acționează tot mai puternic. Acum diavolul acționează cu atâta ură.
în loc să fie în loc să fie armonie în adunarea noastră, în loc să fie între noi dragoste, să ne împingem unul pe altul la dragoste, la fapte bune. Așa cum spunea Pavel galatenilor, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii pe alții. Doamne, și m-am tot gândit la versetul acesta și am zis, Doamne, oare chiar nu se întâmplă în lucrurile de azi aceste lucruri? Doamne, oare chiar nu trăim? Chiar nu trăim aceste lucruri, Doamne, astăzi? Nu ne mușcăm oare, nu ne mâncăm unii pe alții, Doamne? Și Pavel spunea la cină, iată că vă adunați, nu ca să vă faceți mai buni. Auziți? Pavel spunea, ne adunăm ca să ne facem mai răi. Că știa apostolul Pavel ce vorbește, că în el era Duhul lui Dumnezeu care îi descoperea. Și stau de multe ori și mă gândesc, oare mai suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? Oare mai suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu? Ne spune apostolul Pavel, dacă ne ducem câteva versete mai jos, spune așa în Galateni, capitolul 5, versetul 19, și faptele firii pământești sunt cunoscute și le enumeră atât de multe sunt. Nu trebuie să-ți spună cineva, du-te în faptele în Galateni și uită-te la versetul 16, de la versetul 19 în jos, poți să citești de la 16 dacă vrei. Și uită-te și spune, Doamne, dacă am vă una din aceste fapte în viața mea, Doamne, oare nu trebuie să mă schimb? Oare nu trebuie să mă pocăiesc de una de aceste fapte ale firii pământești? Nu trebuie să le ai pe toate, una dacă o ai, astăzi îți spun, schimbă-te! Pentru că Dumnezeu ne-a chemat la schimbare. Dumnezeu nu ne-a chemat să săvârșim mai rele decât eram în lume. Că așa se întâmplă. Dumnezeu ne-a chemat la schimbare, să trăim o schimbare a minții, să aducem oamenii la pocăință. Nu să ne arătăm că noi suntem mari păstori, noi suntem mari predicatori, mari cântăreți, mari slujitori, mari în comitet, eu știu ce mai suntem, și la fel și surorile, la fel aceeași monedă, aș putea să spun. Doamne, dă-ne puterea asta să ne trezim. Doamne, întărește-ne Tu, Doamne, că trăim somnul nepăsării. Și vrem astăzi, Doamne, să cerem ajutorul Tău. De aceea Te rugăm fierbinte, Dumnezeu nostru, astăzi nu ne părăsi. Întărește-ne și dă-ne putere, Doamne. Întărește-ți biserica Ta, întărește-ți adunarea Ta, Doamne. Că este nevoie astăzi să ne întărești. Dacă cumva ne-a cuprins aceste lucruri, Doamne, a venit momentul să spunem ca Daniel, nouă ni se cade să ni se umple fața de rușine. Nouă că noi suntem păcătoși înaintea lui Dumnezeu și noi am păcătuit. Hai să mergem mai departe, să vedem cuvântul lui Dumnezeu. Cine spune Matei?